Este un obiect prelucrat. Foarte bine. Din ce este făcut paharul? Poate să fie făcut. Este făcut din sticlă. Și sticlă. Este solid. Și sticla la rândul ei din ce este făcută? Și sticla este făcută din nisip. Dintr-un amestec de nisip și mai să mai pună substanțe. Da, oxizi, sticlă pisată, da. Nu? Și toate se pun într-un recipient. Oh, da, de curiozitate. Cum s-a făcut prima bucată de sticlă? Pentru că nu știu, pentru că atunci nu exista sticlă. De obicei toate, Luca, de obicei toate lucrurile când apar prima dată apar dintr-o întâmplare. Printr-o întâmplare, prin încercări repetate, prin... Nu spune, să pune cineva acum și spune, gata, fac o sticlă. Nu, că n-ai de unde să știi. Dar o luat-o și o amestecat-o și o încălzit-o și o adus-o, o lichidă, nu știu ce, și când s-o răcit-o, a observat că a devenit tare, da, un corp solid, transparent. Uite cum s-a descoperit, de exemplu, penicilina. Cum s-a descoperit penicilina? Știi cum s-a descoperit penicilina? Fleming, așa-l cheamă pe cercetătorul care a descoperit penicilina. O lua și a pus niște culturi de bacterii pe niște recipiente, da? Unde erau, de exemplu, au pus bacterii de diferite boli, știi? Bacteriile astea care dau diferite boli. Și atunci o luat și o pus substanții pe ele și au plecat. Din greșeală, una dintre ele o mucegăit, pentru că penicilina e făcută dintr-un mucegai. O mucegăit și o văzut, el a plecat omul, că a avut treabă și nu a stat acolo să urmărească. Și când s-a întors, a văzut că acolo unde era mucegaiul, nu s-a mai dezvoltat bacteria respectivă, era o moartă. Și atunci Fleming a ajuns la concluzia că penicilina aia, mucegaiul ăla a omorât bacteria. Și atunci au făcut din el penicilină. Care a revoluționat medicina. Prezența penicilinei, penicilina a luat și a tratat foarte multe boli care la ora aia erau mortale. Deci prin tratat tuberculoza, o tratat... Adică au pus pe penicilină pe oameni? Nu, au pus penicilină, au prelucrat-o, dar au prelucrat-o, penicilina se găsește într-o pulbere, dar au făcut un praf din ea, au prelucrat-o, dar ea există. Mucegaiul ăla există și omoară microbul respectiv. Bun, hai să mergem la... orice fel de microb? Nu, orice fel de microb, nu, nu. Pentru că sunt bacterii care sunt rezistente, da? La diferite tratamente. Și atunci, fiind rezistente, trebuie să vezi. Când ești bolnav, te duci și de aia nu trebuie să iei medicamente tu singur. Trebuie să te duci să-ți faci o antibiogramă, așa se cheamă analiza asta. Și îți spune, bacteria ta care o ai în gât este sensibilă la penicilină și amoxicilină și este rezistentă la alt medicament. Și atunci, dacă știi că e rezistentă, un medicament. Dacă știi că e rezistentă, nu iei, că e degeaba, că nu-l omori. Și îți intoxici corpul cu medicamente aiurea. Bun, hai să mergem mai departe. Deci sticla. Sticla este, ai zis, cu paharul cu apă, da? Următoarea. În cascada. Da, cascada. Este în stare lichidă. Da, este în stare lichidă. Are culoare albastră. Așa se vede că are culoare albastră, dar doar apa nu are culoare albastră. Nu are culoare. Nu prea are culoare, da. Este aproape incoloră. Unde se află? Se află într-o pădure. În natură. În natură. Da? Și... apa ce face? Cum se formează cascada? Și... apa cade. Apa cade... de la înălțime, nu? De la înălțime. Da, și uite, vezi, acolo nu trecade într-un râu. S-a format, vezi, e ca o perdea acolo, așa ți arată, da? E ca o perdea de apă și ea vine, scoate un vuiet și când cade apa, știi, se aude un vuiet, așa, pentru că ea vine cu viteză de sus, se adună mai multe râuri și ea curge, la un moment dat ajunge, știi, și aici, uite, este natura, așa au făcut să fie s-a format crăpătura asta, da, și o rămas o parte mai sus și o parte mai jos și atunci el când ducă apa, când cade, se formează efectul ăsta, cascadă se numește. Mama mi-a jurit odată ca
ca o groapă foarte, foarte mare, goală, așa. Până la urmă să vină râul și să o astupe. Da, adică să transforme într-un lac. Aș vrea să văd. Da, asta nu, asta nu se întâmplă instantaneu. Toate formele de relief s-au format în timp. Datorită eroziunii, a apei, a ploilor, a vântului, a... El a venit și tot, vântul tot o săpat, tot o săpat, tot o săpat, tot o bătut în piatră și au făcut diferite forme. Sau apa. Apa, uite așa, picătura, dacă ia și picură ani de zile, face groapă în stâncă. Așa e de puternică. Face groapă? Da, da, face groapă în stâncă, e așa de puternică. Picurul ăsta tot pic, 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 pic. Ia sapă, are puterea asta de a săpa. Adică dacă un om îi ține mâna într-un fel de picături, se... Da, nu că, nu că omul își ține mâna într-un fel. Asta nu e valabil, că omul nu poate să aștepte acolo sute de ani ca să sape apa în el, că el moare. Nu poate. Aici mă refer la forme de relief, adică apa, cum sunt peșteri, da? Sau cum sunt munții ăștia formați. Da? Când trece firul și face sapă pur și simplu prin stâncă. Și face drum. Adică cascada se varsă în mare. Nu se varsă în mare cascada neapărat. Atunci ca cascada se varsă și face un râu și râul se varsă în mare. Dar nu face un râu, asta vezi acolo, vezi că se formează ca un fel de lac, pentru că e o cantitate mai mare de apă adunată într-un loc, știi? Bun, te rog să-mi spui care sunt cele trei stări de agregare. Lichid, solid, gazos. Lichid, solid, gazos, da. Și ce mai avem acolo? Sunt corpuri cu... Viață, fără viață. Și corpuri fără viață. Corpurile, cum am mai spus, se aseamănă sau se diferențiază prin... Prin se formă, culoare, mărime. Da, formă, culoare, mărime, da. Corpurile se găsesc în natură, în stare de... În stare de...